Din ce în ce mai mulți români se îmbolnăvesc de afecțiuni renale, arată statisticile de specialitate. Specialiștii atrag atenția și asupra unui aspect îngrijorător. Acest tip de boli nu sunt întotdeauna diagnosticate corect și nici la timp, iar motivele sunt simple. Pe de o parte, afecțiunea este una silențioasă și pe de altă parte, nici analizele nu sunt realizate la zi, mai ales în ceea ce privește pe românii care mai au și alte probleme medicale. Cei care au risc mai mare de boală cronică de rinic sunt cei care au 1. Hipertensiune. 2. Diabet zaharat. 3. Vreo boală cardiovasculară. 4. Cei care au un antecedente, pacienți care fac dializă sau au avut chiar ei de renală acută. Și dacă la aceste patru categorii am face analizele respective, am scoate la suprafață pacienții care sunt ignorați în momentul ăsta, dar avea boală cronică de linie. Dacă oamenii nu își fac periodic controle medicale, se poate ajunge la adevărate drame. Finalul evoluției unei boli cronice de rinic este insuficiența renală, adică acest organ vital nu mai deține capacitatea de epurare a organismului de toxinele acumulate. Asta înseamnă dializă, un tratament greu fără de care viața este pusă în pericol. Această fază poate fi evitată dacă boala este descoperită la timp. Dacă medicii de familie ar diagnostica și ar urmări în primele stadii boala cronică de rinic, calitatea îngrijirii pacienților ăstora ar fi mult mai bună și ar fi scoasă la suprafață tocmai partea aia de populație care nu se vede în momentul ăsta. Și atunci ce putem face pentru a ne feri de bolile renale? Tulburarea cronică de rinic poate fi prevenită prin practicarea unui sport, menținerea sub control a nivelului de zahăr din sânge, monitorizarea tensiunii arteriale și o alimentație sănătoasă. Evitarea fumatului este esențială și, nu în ultimul rând, controlul medical specific al rinichilor ar trebui realizat periodic.